Salutare, sunt Robert și în podcastul ăsta vreau să vă explic cam cum se treabă cu parteneriatul ăsta strategic cu SUA. Și când mai auziți pe un politician discutând de parteneriatul ăsta strategic, ce uitați și voi pe pagina lui de socializare să întrebați următoarele. Păi de ce partenerul ăsta strategic al nostru, care spuneți voi că e strategic, nu ne dă și nouă arme de ultimă generație? De exemplu, avioane F-35, nave, submarine, de ce nu ne dă chestia asta? Drone, de ce? Asta e prima chestie la care trebuie să vă gândiți când vi se spune și se discută, când vă spun politicianul de parteneriat strategic. Pentru că SUA vinde armament, dar nu orice armament, partenerilor strategici, adică aia de importanță mare, le vinde armament de ultimă generație. Celorlalți, aia care sunt mai de mâna 5 așa, le vinde arme second hand. Pentru că în cazul armamentului nu e suficient să ai bani. Trebuie să și vrea ăla să-ți vândă armele respective. De ce? E foarte simplu. Pentru că tu poți folosi armele alea împotriva lui. Și în funcție de cât de multă încredere are în tine și cât de mult reprezinți tu pentru el, se aprobă să poți cumpăra arme mai performante sau nu. Hai să spun altfel problema. E ca la tine la companie când te angajezi. Și când vine câte unul mai șmecher, unul care cumpără la mașină, proprietarul, directorul, cumpără mașină, chiar dacă a avut ăla dinaintea lui mașină. Dar iese că nu vrea ăla să vină și să meargă cu mașina aia. Dă mașină nouă. Îi dă birou mare. Îi dă ce vrea el. Bani mulți, ce vrea el. De ce? Pentru că e unul de care are nevoie. La ăștia, la alții, când vin, ăștia de mâna a doua, a treia, nu le ia mașină nouă, le-o dă pe aia cu care a fost, cu care a mers cel care a plecat de pe poziția aia și ție spune că e partener strategic și că ești angajatul exemplar și că ești cel mai important pentru el. Dar nu-ți dă birou mare, nu-ți dă mașină nouă, nu te ia la mese cu el. Tu ești ăla care faci orele suplimentare, ești ăla care repar lucrurile când se strică și tragi casa la horror acolo. Despre asta este vorba. E același lucru cu parteneriatul ăsta strategic. Când îi mai auziți discutând de asta, intrați la ei pe pagina de socializare și întrebați-i, bă, dar niște F-35-uri de-alea ne dau și nouă SUA, că avem bani să cumpărăm. M-am cumpărat acum ultima oară 4 F-16, dacă nu mă înșel, sau 6. Aia au costat câteva sute de milioane de dolari. Un F-35 e 70 de milioane. Mai bine nu ai 3 F-35-uri. Plus ele așa bune. Dar nu ai altele, nu ai ce să iei. Adică nu ai din astea alte, din NATO, ce să iei. Da? Mai bine nu ai 3 F-35-uri decât 6 Rafandură la mâna a doua vechi de 20 de ani. Dar nu o să-ți dea partenerul strategic asta. Nu o să-ți dea licuiciu. Nu o să vrea licuiciu să-ți vândă ție F-35-uri. Nu se poate. Ales pentru elite. România nu este în elite. Da? Despre asta este vorba. El e partener strategic pentru noi. Noi nu suntem parteneri strategici pentru SUA. Noi suntem salahorul care muncește și care trebuie să facă ce îi se cere. Despre asta e vorba.